Românii din Italia trebuie să vină acasă în 5 zile în caz de război. Un proiect publicat de guvernul Ciucă prevede că românii din diaspora trebuie să revină urgent în țară în cazul unui conflict militar. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile, iar pentru cei aflați în afara Uniunii Europene este de 15 zile. Sunt vizați bărbații între 35 și 63 de ani care au obligații privind îndatoririle militare. Proiectul prevede declanșarea stării de criză și alte măsuri care nu mai trec prin Parlament. Voci din PSD și PNL critică proiectul. Ajungem la dictatură militară. Conform proiectului, cetățenii cu obligații în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar activ sau serviciul militar în rezervă, cetățenii încorporabili, recruții, precum și cetățenii români, bărbați cu vârste între 35 și 63 de ani. Proiectul conține și prevederi referitoare la cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliu în țară. Bărbații din diaspora trebuie să revină în 5 zile în țară în caz de război. Guvernul Ciucă modifică legile privind siguranța și apărarea națională în contextul războiului din Ucraina. Astfel, românii din străinătate de până la 63 de ani vor fi obligați să revină în țară în maxim 15 zile, iar 5 zile pentru cei din Uniunea Europeană, în caz de război pentru a fi încorporați, dacă nu se prezintă riscă 7 ani de închisoare.